Andreea, îți mulțumim pentru informații. INSP a actualizat definițiile de caz și a stabilit totodată cine are prioritate la testare. Mai mult, există situații în care contactii direcți nu sunt obligați să facă testul. Cristina Filip a studiat documentul și vine cu detalii. Cristina, care sunt modificările? Una dintre modificările făcute de INSP se leagă de criteriile în funcție de care pacienții au prioritate la testarea pentru SARS-CoV-2. Mai mult de atât, în cazul în care sunteți contact direct al unui caz deja confirmat, nu este necesar să vă testați dacă ați purtat în permanență mască de protecție în preajma respectivei persoane. În ce privește definițiile de caz, INSP a stabilit că un caz suspect este pacientul care are un debut brusc de febră și tuse, sau cel puțin 3 dintre următoarele simptome: astenie, cefalee, mialgii, dureri în gât. Totodată, ca suspect, poate fi și bolnavul de pneumonie sau infecție respiratorie acută, ori copilul sub 16 ani care prezintă manifestări gastrointestinale neasociate cu alimentația. Un caz probabil este pacientul care are aceste simptome anterior menționate și este contactul direct al unui caz deja confirmat. Poate fi și pacientul care are probleme pulmonare sau cazul suspect de probleme pulmonare. Și în fine, cazul confirmat este persoana al cărei test real-time PCR arată prezența infecției cu SARS-CoV-2. În ce privește categoriile care au prioritate la testare, acestea sunt persoanele simptomatice, cele care au rezultat pozitiv la antigenul SARS-CoV-2, contactii direct și simptomatici ai unor persoane deja confirmate sau pacienții care urmează să facă transplant, pacienții oncologici ori femeile însărcinate. În cazul în care sunteți testat pozitiv la infecția cu SARS-CoV-2, nu intrați în panică. În majoritatea cazurilor, pacienții sunt asimptomatici sau fac forme ușoare. În acest caz, izolați-vă. Dacă nu locuiți singur, izolați-vă într-o încăpere. Foarte important este să aveți în casă paracetamol, suplimente alimentare cu vitamine și minerale și miere. În perioada în care rămâneți în casă, odihniți-vă și spălați-vă des pe mâini. Și foarte important, anunțați-i pe cei apropiați pentru a-i proteja.